Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă aduc recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul de Comedie, în sala Radu Beligan, se pune în scenă de la ora 19 piesa Rencontre. Spectacolul este întâlnirea între mai multe lumi și civilizații, întâlnirea între un el și o ea în diverse timpuri și în diverse spații. O poveste de dragoste cu iluziile, căutările, tensiunile și îndoielile ei se intersectează în spectacol cu o poveste despre însingurarea și alienarea individului sub stresul vieții moderne, cu un tango pasional și plin de ironie și gaguri, cu istoria cuplurilor celebre ale cinematografiei. There's one thing I do know. That is that I love you, Scarlett. In spite of you and me and the whole silly world the way the pieces around us, I love you. Scarlett. Kiss me. Kiss me. La Teatrul Elisabeta, de la ora 20, puteți urmări piesa Hârca se întoarce. Hârca, lacomă și manipulatoarea slăbiciunilor celorlalți, lucrează mână în mână cu Chiosa, un șmecher de cartier bun cunoscător al lumii interlope. O incitantă ocazie se naște atunci când Hârca află că atât seducătorul tânăr Vlad, cât și bătrânul și bogatul domn Bazu visează la tânăra ingenuă Viorica. Din dorința de a cuceri pe Viorica, ambii cer ajutorul Hârcăi, însă pasiunea lor nu trece neexploatată. Hârca, încercând să manipuleze lucrurile în favoarea celui care plătește mai bine. Mi-a spus vreodată cineva că semen cu Javier Bardem? Asta mi-a spus, da. Omnipotens Deus et crimina nobis omnia. Cu alte cuvinte, dacă mirele nu e, nu mai poate avea loc lumea. Stai, părinte! Iar de la ora 20 la Teatrul Național București, în sala Atelier, puteți urmări Fata din Curcubeu. Acesta este un one-woman show construit de Lia Bugnar și asumat de Tania Popa ca o confesiune în timp real. Actrița lucrează mult tocmai pe forța poveștii, lăsându-se în voia ei cu un fel de patimă intenționată amplificată. Iar povestea este simplă, o damă de companie care își duce clienții pe ultimul rând de la Cinema Curcubeu își amintește viața. Acestea au fost recomandările culturale. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută!